Uriașul și avarul. Într-un sat se născuse un copil mai deosebit decât alții. Cu fiecare an care trecea, acesta creștea tot mai mult. Era de două ori mai mare decât cei de vârsta lui. Când ajunse flăcău, tânărul și blajinul uriaș află că era un fierar în sat care, pe lângă că era foarte zgârcit, se mai și purta urât cu angajații lui. Se duse la atelierul fierarului și se angajă ca și ucenic. Când îl văzu cât de înalt și bine făcut e, fierarul se gândi: așa un tânăr ucenic poate munci cât 10. Vroia să-l angajeze, dar mai întâi era curios ce plată îi cerea. Nu vreau bani, îl liniști uriașul pe fierar, ci de câte ori îi plătești pe ceilalți, eu să-ți dau câteva peste cap cu ciocanul. Așa nu îmi datorez nimic. Zgârcitul, gândindu-se că așa putea economisi o grămadă de bani, acceptă pe loc. Noul ucenic puse mâna să lucreze și lovi odată cu ciocanul în nicovală, ca aceasta se afundă în pământ, fără să o mai poată scoate cineva. Fierarul își dădu seama că nu a făcut un târg prea bun și îi spuse uriașului să plece până nu sparge ceva. Ce plată vrei pentru această lovitură? Întrebă el. Păi așa cum ne-am înțeles, spuse uriașul. Când fierarul se aștepta mai puțin, uriașul îi trase o lovitură de la aruncă până pe acoperiș pe zgârcit. Și uite așa, a învățat fierarul să nu mai prețuiască banul mai mult decât sufletul.